Probabil că în momentele importante au fost mai proaspete decât noi și fiind mai proaspete au putut gândi mai bine fazele decisive. Dar îi felicităm, au jucat mai bine ca noi astăzi. Noi avem meritul că am reușit să revenim în meci de la 5 goluri și am muncit enorm să ajungem acolo și acolo am avut un moment de rătăceală și asta a fost. Dacă o să avem răbdare și o să avem timp să muncim, cu siguranță lucrurile astea se vor rezolva. Dar cum mai important este să trecem cu bine peste eșecul ăsta, pentru că nu ne face bine și nici nu ne pică bine, dar sper să găsim înțelegerea și să avem răbdare să putem merge mai departe. Acest sezon este cu totul diferit față de celălalt. În primul rând s-a jucat în sistem pandemie și poate ăsta a fost un avantaj, dar pentru mine, fetele care sunt acum la echipă sunt cu caracter, au valoare și cred că ele împreună, în primul rând, pot să facă treburi frumoase și anul ăsta. Es muy importante, creo que esto plasma una pretemporada difícil con jugadoras que estaban en los Juegos Olímpicos y que se han incorporado hace poco tiempo, pero hay que estar muy contento con el trabajo de estos días, de todo el grupo conjunto y creo que merecíamos estar en la Final Four. Lo cierto es que no podía ser de otra manera, tendría que haber emoción seguro. Bayamar es un super equipo, seguro que va a estar en la final de la liga, va a estar en la parte alta de la clasificación, con lo cual estamos muy contentos de ello.
Y yo creo que ha sido un partido muy disputado hasta el último momento, muy táctico durante todos los 60 minutos, y hay que felicitar a las jugadoras por el trabajo que han realizado. Rapid tiene algo que es diferencial, yo creo, en Rumanía y en todos los países, que es que tiene una galería, unos aficionados increíbles, siempre están apoyando, siempre están empujando con nosotros, y nosotros les debemos siempre todo nuestro esfuerzo y nuestro mejor partido. Ne bucurăm foarte mult că am început cu dreptul. Aveam emoții, sinceră să fiu, nu prea am jucat meciuri amicale, fetele au fost plecate la Olimpiadă, însă sunt foarte mândră și mă bucur de ceea ce am realizat astăzi. Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Este o echipă schimbată față de cea de anul trecut, și atât a lor cât și a noastră. Și cred că în acest an vom reuși să ne batem cu fiecare adversar pe care îl vom întâlni. Cred că trebuie să luăm meci cu meci. Sunt multe echipe bune, au făcut niște transferuri foarte importante, dar noi trebuie să ne vedem de jocul nostru și să vedem ce vom putea realiza. Am venit odihnite. Ora aceasta la care jucăm, noi nu suntem obișnuite, cred că nici ele, însă totul e bine când se termină cu bine și să zicem că toate lucrurile au mers în direcția noastră astăzi.